Asculți Vocea Numerelor la Radio Integrativ, Pași spre Cunoaștere. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Dorina Levițchie-Macovei, numerolog și consilier vocațional, și astăzi discutăm despre Vocea Numerelor. Discutăm despre ceea ce putem afla noi datorită numerelor noastre despre noi și potențialul nostru, cum anume putem folosi numere, numerele și numerologia în autocunoaștere, în descoperirea potențialului și valorificarea acestuia. Pentru că asta este partea cea mai interesantă și partea principală din, to din toată această cercetare. Numerologia de mult a devenit pentru mine instrumentul preferat de autocunoaștere, instrumentul pe care îl folosesc în orientarea vocațională. Și am ajuns la acest lucru din propria exersare și um, testare pe seama mea, cumva, observația acestor um, energii în viața mea și cum anume funcționează acest limbaj, pentru că până la urmă numerele noastre sunt un fel de limbaj prin care universul alege să ne comunice ceva. Universul ne comunică prin simboluri. El nu poate să trimită direct uh, ceva de, de sus, de acolo și să ne spună clar pe limba noastră ceva. Deci, noi avem de decodificat, e nevoie de spirit de observație și prin numerele noastre, noi la fel putem să decodificăm foarte multe lucruri despre noi, despre ceea ce este în acest echipament pe care l-am primit. Și numerele, acest șir de opt numere, acest cod al nostru personal este un fel de șir, este un fel de echipament, un fel de cod de fapt care necesită de a fi descifrat și toată lumea să înțeleagă descifrând, descifrându-și acest cod, să înțeleagă ce este cu acest echipament, despre ce este vorba, care sunt bunătățile sau cumva ascunse în acel echipament, ce talente ne s-au dat, pentru că fiecare are ceva acolo în acel echipament. Noi am venit aici pe pământ, pregătiți pentru ceea ce avem de trăit. Noi nu am venit cu mâinile goale. Noi am fost uh, ghidați și înzestrați cumva cu tot ce este necesar ca să ne descurcăm, să ne descurcăm aici pe pământ. Și poten potențialul nostru este extensia noastră, cumva acel, uh, acel cod care vorbește despre tipul echipamentului nostru, Cam ce fel de misiuni avem de trecut aici, în acest joc, cu ce fel de situații avem să ne întâlnim, de exemplu, adică ca energie, ca transformare, ca lecție, nu anume, fix anumite lucruri concrete, pământești, în limbaj așa, terestru, dar la nivel de lecție, de transformare pentru sufletul nostru. Și prin numere, prin ziua de naștere, noi putem să aflăm foarte multe lucruri despre personalitatea noastră, da, despre. Cum funcționăm noi, ce avem de făcut cu acest echipament aici pe pământ și cum să-l valorificăm. Emisiunea aceasta a fost gândită în așa fel încât de fiecare dată, în fiecare emisiune, să găsiți câte un fel de cheițe, cumva, cheițe care pot să vă permită. Să faceți o colecție. Da? Să colecționați de fiecare dată din fiecare emisiune câte o cheiță pentru voi și despre voi, câte un detaliu, câte un detaliu care pentru voi poate funcționa diferit de ceea ce este anunțat acum în descifrările emisiunilor, dar uh, poate activa în interiorul vostru niște răspunsuri despre voi. Și uite, acele răspunsuri sunt cele mai valoroase de obicei. De aceea, dacă urmăriți emisiunea așa în ordinea sa, alfabetică cumva, puteți observați că bucățică cu bucățică se creează un fel de tablou mult mai clar asupra personalității voastre. Și în fiecare emisiune ofer câteva detalii din descifrarea zilei de naștere și dacă sunteți atenți, atente, și aveți răbdare, evident, Puteți să, le, să faceți o conexiune între aceste informații, între aceste elemente și să completați acel puzzle, acel, acel puzzle al personalității voastre, al potențialului vostru, de fapt. Și s-a vorbit foarte multe deja. Dacă sunteți pentru prima dată sau ați omis mai multe emisiuni, le puteți găsi pe canalul de YouTube al radioului integrativ. Acolo sunt colecționate toate edițiile, toate emisiunile anterioare și le puteți asculta în reluare. Ce facem noi astăzi? Noi încheiem astăzi o serie de emisiuni. Dedicate descifrării blocajului energetic în ziua de naștere sau analiza energiei transformaționale din harta zilei noastre de naștere. Și pentru a încheia acest șir, noi astăzi vorbim despre numărul 8 și 9. O să vă reamintesc cum anume se calculează acest blocaj. Calculul este destul de simplu este nevoie să vă notați poate mai simplu sau în gând cum vă este mai comod. Șirul numeric acesta din 8 numere, ziua voastră de naștere completă, ziua, luna și anul. Și diferența dintre primul număr și ultimul număr reprezintă blocajul acesta energetic. Vă dau niște exemple. 4 august 1993. Primul număr este 4, reprezentat de ziua de naștere, și ultimul număr este 3, 1993. Acest 3 încheie șirul zilei de naștere. Diferența dintre 4 și 3 este 1, și în cazul acestei persoane, 1 reprezintă acest blocaj al zilei de naștere sau energie transformațională. Eu așa le numesc, să știți că sunt foarte multe denumiri, sunt multe metode de calcul, sunt multe uh, tipuri de a identifica uh, blocajele sau uh, uh, alte tipuri de energie, dar să știți că fiecare numerolog are instrumentele sale, are tipurile sale de calcul, acele calcule pe care el le-a testat, le-a unit cumva într-un fel de set de instrumente personale, a văzut cum funcționează, le-a aplicat și își adună pe seama lor statisticile sale personale. De aceea, dacă auziți terminologie diferită la diferiți numerologi, să știți că este absolut normal și... Noi, până la urmă, cu toții suntem conectați la același spațiu informațional și, oricum, ceea ce are să ajungă la voi, o să ajungă, chiar și prin intermediul acestei emisiuni. V-am dat primul exemplu, vă mai dau un exemplu. 14 mai 1997. De exemplu. Primul număr este 1, deci din acel 14. 1 și ultimul este 7, 1997. Diferența dintre 7 și 1 este 6. Deci pentru această persoană, blocajul energetic în ziua de naștere este 6. Și mai sunt alte cazuri în care uh, se repetă primul număr și uh, ultimul număr, adică sunt identice. De exemplu, 11 uh, aprilie 1991 sau 81 sau 71. Avem primul număr 1 și ultimul număr 1. În acest caz nu facem nicio diferență, dar luăm uh, repetiția aceasta de numere, deci 11, 1-1. Da? Sau ar fi 2-2 sau 3-3, puteți să obțineți acolo un număr maestru, așa se numesc ele. Și pentru voi descifrarea este un pic mai complexă, se amplifică cumva forța uh, acestei energii, însă la moment este suficient să ascultați descifrarea specifică acelui număr care se repetă. De exemplu, pentru 11 va fi uh, 1, pentru 22 va fi um, 2 uh, și tot așa. Pentru moment, însă acolo se ia în calcul, de exemplu, și alte lucruri și adun suma acestor numere, da, și um, relația cu alte numere din harta zilei de naștere este foarte diferit, dar este doar un mic detaliu. După cum vă spuneam, ceea ce auziți aici este generalizat, nu este o informație personalizată. Nu o luați ca ca pe ceva, știți cum, motamo și fix, asta este despre mine. Este doar un detaliu, este doar o bucățică. Și ea nu poate fi ruptă de, de, de context și are nevoie și de celelalte detalii din ziua voastră de naștere. De aceea vă îndemn să ascultați și alte emisiuni unde vorbim și despre ziua de naștere, despre luna de naștere, despre numărul de destin, adunând detalii de acolo și cu această informație, mult mai bine veți înțelege unele lucruri despre voi și se va contura un fel de logică între toate aceste informații. O să vedeți poate chiar și niște repetiții între ele, pentru că fix Înseamnă că rezervorul acolo este destul de mare legat de acea energie. Da, acestea sunt exemplele. Vă spuneam că totul e necesar să analizați într-un fel de conexiune, și dacă aveți nevoie de îndrumare și ajutor pe partea de analiză personalizată. Mă găsiți cu ușurință pe pagina mea vocație cu dor pe Facebook sau Instagram. Vă răspund cu drag și vedem cum anume funcționează în cazul vostru și ce combinație se creează și ce răspunsuri putem găsi prin intermediul acestui instrument. Astăzi, noi încheiem seria emisiunilor dedicate acestui, acestui subiect, blocajului energetic sau energie transformaționale. Noi astăzi vorbim despre numărul 8 și 9. Despre ce este numărul 8? Această energie care reiese din diferența dintre primul și ultimul număr al zilei noastre de naștere. De exemplu, spunem că e vorba de 8 septembrie 1990. Deci 8 minus 0 este 8 și sau, de exemplu, 11 decembrie 1999, 9 minus 1, 8. Deci în cazul în care ați obținut acest număr sau aveți 88, ca număr maestru aveți 8 septembrie 1988, aveți deja un număr maestru aici creat la final și energia lui 8 va fi foarte intensă, foarte intensă. Acolo sunt mult mai multe de discutat, dar vă spuneam, ascultați până ce, ce, ce se referă la numărul 8. Despre ce este acest blocaj? Este despre lecția de a învăța cumva să te vindeci de Obsesia de control, să te vindeci de acea impresie că lucrurile nu funcționează fără intervenția ta, să ai acea putere de a lăsa um, și de a delega lucrurile, de a, a le lăsa și altora să rezolve lucrurile, de a nu interveni mereu peste tot și de a dori să faci bine, de fapt, prin această intervenție, dar să încurci foarte mult. Ascensiunea și dezvoltarea altor oameni prin această putere, prin acest control, care este despre o mare putere de lider, o mare putere managerială, o mare forță de business, de construcție a unor procese mari, de a dirija echipe, grupe de oameni, proiecte. Este despre o mare putere de a controla lucrurile și pentru cei care au acest opt. În această poziție, e necesar să învețe să se vindece de control, să -l lase, să renunțe la el, să introducă mai multă improvizație în viața lor și să înțeleagă că în momentul în care vor să țină totul sub control, totul iese de sub control. Nu se întâmplă fix așa cum tu îți planifici fixat. Și din acele. Fixații, nu știu cum să le zic, mentale, că aște... noi creăm așteptări, că lucrurile se vor întâmpla așa și nu altfel. Și noi, cumva, totul planificăm, totul um, structurăm în așa fel încât nu mai permitem Universului să intervină. Să intervină cu niște surprize, niște ocazii, poate niște oportunități, prin aceste, um, să zicem, abateri de la regulă, abateri de la plan, de la structură. Și când vrem prea mult să controlăm unele lucruri, noi obținem ceea ce vrem. Dar poate am fi putut să obținem mai mult dacă lăsam spațiu pentru alte lucruri și dădeam uh, voie lucrurilor să se întâmple așa într-o formă mai naturală, mai ciclică, mai... Uh, așa într-un flow fără anumite impedimente din partea noastră și din partea minții noastre, pentru că aici și totul vine din planul ăsta mental, pentru că mintea vrea să controleze, mintea vrea un fel de siguranță, vrea siguranță pentru ceea ce urmează să se întâmple, siguranță în procese, siguranță peste tot și la fel, acest control deseori vine și dintr-o Necesitate cumva de a obține calitatea în toate. Și uh, poți avea impresia că alții nu fac la fel de bine ca tine. Adică lipsa de răbdare cu alți oameni, lipsa de răbdare că ceilalți tot au nevoie să învețe și să treacă prin greșeli, să greșească, să testeze până să ajungă la nivelul tău de expertiză, pentru că 8, ca resursă pe plus, este despre o mare calitate, măiestrie în ceea ce faci. Acești oameni, dacă se apucă de ceva, o fac temenic și dacă devin specialiști într-un domeniu, sunt niște specialiști um, unici, să zicem așa, maestri în, în domeniul lor. Dar pentru a, a te duce mai sus și pentru a, a urca în liftul uh, care te duce spre mai multe rezultate și pentru a te transforma prin această energie, trebuie să treci mai mult pe plus și să ieși din control excesiv, pentru că în momentul în care tu controlezi foarte mult, faci lucrul celorlalți, pentru că ei nu fac așa de bine ca tine, da? Și ai impresia că doar tu poți face așa, ei nu se descurcă, desfac fac eu, ți-ai asumat o grămadă și îți dai seama că asta te încetinește, tu de fapt nu progresezi, tu stai locului nu te miști în acest moment pentru tine, adică în direcția dezvoltării tale. Și tu, în acest moment, ai, ai luat undița omului și ai pescuit pentru el. Și asta este un fel de, cum să-i cum să spun, un fel de dezechilibru între a da și a lua. Adică încalci niște legi universale, iar optul este despre respectarea legilor universale. Despre răbdarea de a, și înțelepciunea aceasta de a ști când dai și cât ei, de a da și cu bucurie, de a primi cu bucurie. Și inclusiv și pe partea asta de a avea răbdare cu oamenii, de a avea răbdare ca și ei să-și învețe partea lor, să-și pescuiască singuri acele rezultate, fără intervenția ta. Pentru că asta îți răpește foarte mult din viteză, din mișcarea ta și um, în loc să te duci mai sus și să te transformi prin asta, tu alegi să stai cumva, să te ții de anumite standarde, reguli, planuri, gânduri, așa, care te țin locului. Asta este doar o idee, sunt mult mai multe, mult mai multe aici aspecte, pentru că fiecare număr este foarte complex și noi nu putem să, el, el se deschide sau interacționează, vorbește diferit în diferite situații independență de ce numere sunt în jur din, din ce numere s-a creat această combinație, acest rezultat cum comunică cu celelalte numere din ziua de naștere asta contează. Eu vă dau doar un aspect de exemplu pentru că și emisiunea este limitată, timpul este limitat vă dau un aspect dar am simțit să vi-l dau anume pe acesta și poate din, din această informație voi să auziți altceva, de fapt, și ceea ce auziți voi, asta și este adevărul, de fapt, valabil pentru voi. Și eu cred în faptul că Universul oricum aranjează totul în așa fel, că fiecare găsește ceea ce are nevoie, doar să caute și să-și dorească să găsească acel lucru. Um, da, după cum vă spuneam, e nevoie de o analiză personalizată. Acesta este doar un detaliu din toate multe, mulțimea de detalii posibile și combinații posibile. Vă dau o informație și lucrați cu ea, vedeți cum interacționați cu ea, dacă este vorba de voi sau de altă persoană, poate pentru care faceți acest calcul. Noi trecem la următoarea energie care reprezintă cumva încheierea acestui set de emisiuni dedicat acest set dedicat blocajului energetic sau cumva energiei transformaționale în harta zilei de naștere. Vorbim despre energia lui nouă. În momentul în care ați obținut nouă din diferența dintre primul număr și ultimul număr sau ați obținut un număr maestru 99, de exemplu, adică repetiția primului număr și celui din urmă este același număr. Se creează un număr maestru. În acest caz, această descifrare este pentru voi. Sau cel puțin detaliu care apare aici, pentru că, după cum vă spuneam, informații sunt mult mai multe. Despre ce este acest, uh, acest nouă? În primul rând, este despre. Um, sunt mai multe extreme aici, dar haideți să vedem uh, um, câteva doar dintre ele, câte reușim noi să le analizăm în primul rând este de a scăpa de altruism, un altruism care deseori este dus în extrema de minus. Extrema de minus, asta înseamnă exagerare. Tot ce este exagerare nu este bun pentru noi. Noi funcționăm atunci mai bine când suntem în echilibru, în armonie. Și în momentul când suntem în armonie, toate sunt în armonie în jurul nostru. Iar când noi cădem în extrema ori pe minus, ori tare pe plus, noi, la fel, creăm un fel de dezechilibru, creăm niște unde prea mari în apele noastre, și valorile devin prea mari, și este cam mai greu de supraviețuit atunci când valorile sunt mari. Spre, spre deosebire de mare care este liniștită, nu? Păi, acest nou este vorba de altruismul acesta care poate fi dus pe, pe minus atunci când tu te arunci să-i salvezi pe toți fără ca să fie întrebat, fără ca să fie rugat fără ca cineva cu adevărat să aibă nevoie de ajutorul tău. Tu, practic, o faci dintr-un fel de ego sau ego mai degrabă. Ego de a-ți arăta sau de a arăta eroismul din tine, să răsară, cumva să-l ajuți să răsară, de a-ți împlini această satisfacție de a fi util pentru oameni, pentru că nouă este despre o resursă extraordinară de a-i ghida pe oameni, a-i ajuta pe oameni, dar atunci când aceștia chiar au nevoie. Atunci când aceștia singuri vin la tine după un, un, după un sfat, după un ajutor, vin la tine și apelează la expertiza ta, apelează la cunoștințele tale, la experiența ta și tot ce ai acumulat tu, pentru că nouă, în acest altruism va trece, ca să poată ajuta oamenii, va trece prin diferite situații, Destul de, să zicem așa, extreme în viață ca să adune cât mai multe experiențe și să poată la viața lui să ajute oameni din toate aceste diferite situații extreme, chiar câteodată periculoase. Și este necesar să-ți valorifici experiența ta, să pui preț pe ea și să începi să ajuți uh, atunci când este nevoie de ajutorul tău. Ție poate să-ți fie destul de dificil să faci acest lucru, pentru că energie, este multă energie, tu simți acest potențial, doar când simți că măi, am făcut ceva bun, am, mers, l-am ajutat pe acel om, dar el nu mi-a spus nici mulțumesc. Și dacă începi să suferi din cauza asta și simți așa frustrări, înseamnă că e nevoie să-ți pui niște întrebări. De ce aștepți mulțumirea, da? De ce acel om a procedat în așa fel? Oare chiar era nevoie să intervii cu ajutorul tău? Sau a fost mai mult din ego, nu din adevărata empatizare și din necesitatea acelui om? Adică. Nu din necesitatea omului Dar din necesitatea ta De fapt de a face acest lucru Și dacă se, se întâmplă des Astfel de situații e bine să-ți pui întrebare De ce se întâmplă De ce eu rămân permanent Dezamăgit sau dezamăgită Și e bine să Dozezi cumva această energie Să o canalizezi acolo unde tu poți Să monetizezi acest lucru Să renunți la voluntariat La lucruri care Știți cum, dacă noi nu punem preț pe ele, cine o să pună preț pe ele? Deci noi avem de pus, noi avem de înțeles acest lucru, noi avem de valorificat, de monetizat ceea ce reprezintă energia noastră. De aceea pentru tine este important să pui preț pe experiența ta. Să nu te sperie lucrul că viața îți va oferi diferite situații în care tu o să acumulezi experiențe diferite, ba sus, ba jos, și din aceste experiențe să-i ajuți pe oameni, dar atunci când este necesar, când omul vine la tine după sfat, vine după ajutor și să încerci această energie să o monetizezi, adică să te duci cu ea acolo unde e nevoie de ea, unde se plătește pentru asta, unde vin oamenii și cer ajutor, unde este o, cumva, poți direcționa această energie și poți crea din ea ceva care va fi apreciat și va fi așteptat de oameni și va fi necesar să nu o risipești cu alte cuvinte. Cred că este un sfat bun pentru toată lumea, pentru toată lumea care este aici. Noi încheiem cumva ciclul acesta de emisiuni. Am vorbit despre nouă energii care rezultă din calculul anunțat anterior, diferența dintre primul număr și ultimul număr din a, ziua noastră de naștere. Această energie este una, este un fel de lift care poate să ne ducă mai sus, să ne ducă spre noi oportunități, spre dezvoltarea noastră, spre a, deschiderea potențialului nostru. însă urcarea în acest lift nu este tocmai confortabilă. Și când spun lift, oportunitate de ridicare, de creștere, este vorba de un fel de experiențe de viață sau situații care se repetă și care nu degeaba se repetă și vin, este vorba de informație că stai un pic, mai oprește-te, observă de ce ți se repetă aceste lucruri, de ce iar te simți rău, de ce nu ești mulțumit sau mulțumită, ce se întâmplă, de ce atrage aceste situații. Să observi acest lucru, să observi cum alegi să te duci în dezechilibru, te duci mult pe minus și tot potențialul tău de fapt îl, îl risipește așa cumva. De ce se întâmplă acest lucru și în momentul în care observi Observi, ești în calitate de observator, ești atent la tine. Lucrurile încep să se schimbe pentru că atenția ta, acolo unde este atenția ta, acolo încep și transformările. Atenția noastră este magică, atenția este dragostea noastră față de noi și în momentul în care observăm că ceva nu este ok, avem șansa să schimbăm. Avem șansa să luăm alte decizii, să începem să funcționăm după alte patternuri, să nu mai alegem același șablon de funcționare, de acțiune, să schimbăm ceva. Și datorită acestui fapt, încep schimbările în viața noastră, adică ieșim de niște tipare. Și atragem deja. Ne ducem la următorul nivel, unde vor fi, poate, altfel de obstacole. Deci, fără obstacole, nu este posibil. O să vă spun asta ca să vă liniștesc, așa la final. Nu este posibil. Datorită lor, noi creștem, datorită lor, noi ne transformăm, noi evoluăm și ne îndeplinim misiunea și misiunile, de fapt, în viața aceasta. Deci, nu ar fi posibil fără aceste blocaje, fără aceste impedimente, fără aceste lecții, să zicem, de viață. Datorită lor. Noi devenim din ce în ce mai buni, mai bune și cu acest mesaj aș vrea să închei această, această emisiune. Vă mulțumesc tuturor celor care ascultă, au ascultat și au dedicat această jumătate de oră pentru dezvoltarea sa personală. Vă mulțumesc! Cu voi a fost Dorina Levițchi-Macovei, numerolog și consilier vocațional să aveți o după-amiază minunată, liniștită, frumoasă, plină de dragoste și armonie în sufletul vostru. Pe curând!